Reprezentanții Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș fac un apel către cetățenii care sunt înscriși pe lista cu beneficiari a pachetelor de alimente primite de la Uniunea Europeană să vină la centrul de distribuire organizat la grupul școlar auto și să ridice mazărea. După aprecierile autorităților locale, în Curtea de Argeș sunt aproximativ 2400 de cetățeni care beneficiază de ajutoarele alimentare. În luna decembrie, când s-au împărțit alimentele comunitare, au lipsit mazărea, uleiul și făina. Da, mai avem de împărțit, de fapt de atribuit mazărea și rugăm pe aceste cale pe toți care și-au ridicat restul alimentelor să vină la școala de șofer să ridice mazărea, pentru că sunt foarte mulți, foarte mulți care nu și-au ridicat-o. Avem în jur de 2600 de cutii de mazăre neridicată. Și încă o dată spun, mazărea nu o putem întoarce, deci trebuie neapărat atribuită și numai prin asta este calea de a face apel la acești oameni să vină să-și ridice această mazăre. Care este programul? Miercurea și joia, tot de la 12 până la ora 3. Persoanele îndreptățite să beneficieze de aceste ajutoare de la Uniunea Europeană sunt șomerii indemnizați, persoanele care figurează în evidența OLFM drept căutătorii de loc de muncă, persoanele cu handicap grav și accentuat, familiile și persoanele singure care beneficiază de ajutor social sau pensionarii care primesc pensii de până la 400 de lei pe lună. Programul de acordare a alimentelor comunitare de către persoanele nevoiașe se încheie însă fără a fi împărțite beneficiarilor cantitățile promise din cele mai importante alimente, uleiul și făina.